Peste 250 de ghiozdane cu rechizite au fost distribuite copiilor din familii nevoiașe în cadrul unui proiect al Episcopiei Devei și Hunedoarei și al Inspectoratului Școlar al Județului Hunedoara. Astfel au fost donate ghiozdane cu rechizite copiilor din familii sărmane din Deva, Hunedoara, Hațeg, Orăștie, Petroșani și Brad. Instituția și Inspectoratul Școlar al Județului Hunedoara derulează împreună un proiect finanțat din fonduri de la Uniunea Europeană împotriva abandonului școlar. Campania de distribuire a celor 250 de ghiozdane constituie deja o tradiție de la înființarea Episcopiei Devei și Hunedoarei și nădăjduim ca ea să continue, dat fiind faptul că procentul de părăsire timpurie a școlii este din ce în ce mai alarmant ca urmare a dificultăților de ordin financiar în care se regăsesc multe familii hunedorene, informează preotul Gabriel Miricescu, reprezentantul Episcopiei Devei și Hunedoarei. 50 de profesori universitari, studenți și geologi, membri ai Societății Geologice Bulgare, au vizitat timp de două zile Geoparcul Dinozaurilor Țara Hațegului, Universitatea din București. Anual ei fac excursii în teren pentru a vedea la fața locului formațiuni geologice importante din țările balcanice, iar anul acesta au ales să vină în România la invitația administrației Geoparcului. Aceștia au vizitat depozitele fosilifere de pe Valea Dinozaurilor de la Sân Petru, Biserica din Densuș, punctele de vizitare ale geoparcului din localitățile Hațeg, Sân Petru și General Bertlo și au parcurs poteca tematică Drumul Vulcanilor dintre Densuș și Rochitova. Vizita s-a concretizat și într-un schimb de experiență în ceea ce privește structura și organizarea unui geoparc, ținând cont de faptul că o zonă din Bulgaria aspiră la statutul de membru al rețelei europene și globale UNESCO a geoparcurilor. România un total 13 zile libere în 2015 stabilite pentru sărbători publice sau religioase, dar numai 8 sunt în timpul săptămânii, celelalte 5 fiind în weekend. Angajații vor mai avea în acest an un weekend prelungit pentru că Sfântul Andrei, sărbătorit în 30 noiembrie, va fi într-o zi de luni. În plus, ultima lună a anului 2015 va veni cu doar 2 zile libere, față de 3 în acest an, pentru că doar Ziua Națională a României, 1 decembrie, și prima zi de Crăciun vor fi în timpul săptămânii, respectiv marți și vineri, în timp ce a doua zi de Crăciun va fi într-o zi de sâmbătă. Elevi și profesori din Ungaria, Turcia și Polonia se află în aceste zile în vizită în județul Hunedoara. Ei au venit în cadrul unui proiect Erasmus Plus, care a debutat anul trecut și se va încheia în cursul anului viitor. În timpul perioadei pe care o petrec în România, musafirii străini au vizitat Deva, iar în zilele următoare vor fi în Retezat și Cluj. Proiectul, care se numește Ocobruc, are ca obiectiv principal însușirea unor exemple de bună practică în domeniul protecției mediului înconjurător și al unor cunoștințe legate de spațiul cosmic. Partenerul român în acest proiect este Colegiul Tehnic Energetic Dragomir Hurmuzescu din Deva, iar Ungaria este țara coordonatoare. Echipa de proiect din România este alcătuită din 5 cadre didactice și 5 elevi. Întâlnirea din România este a treia din cadrul proiectului, până acum fiind realizate 2 întâlniri, în Turcia și în Polonia.